Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei, pe frecvențele radio, pe Facebook și YouTube. Invitatul meu în această seară este ministrul Justiției, domnul Cătălin Prădoiu. Bună seara! Bună. Domnule ministru, bine ați revenit în Piața Victoriei cu oarecare întârziere față de invitația inițială din decembrie, dar, nu-i așa, niciodată nu e prea târziu, cred eu. Mulțumesc pentru invitație, într-adevăr. Aveam o datorie, cadența astăzi. Domnule ministru, să intrăm direct, sunt multe. La finalul anului trecut a fost ridicat și pentru România mecanismul de cooperare și verificare, MCV. Cum ar veni, ați tăiat capul balaurului pe care l-ați vânat în toate mandatele din 2008 până acum. A rămas în vigoare mecanismul Rule of Law, o sancțiune mai precisă pentru derapaje, adică tăierea fondurilor europene, ceea ce Ungaria este pe cale să experimenteze. Dar este Rule of Law osită la fel de fină ca MCV? Adică face Rule of Law aceeași analiză de detaliu pe instituții și reglementări pe care o făcea MCV și care a mai înfrânat la vremea ei din tentația abuzurilor politice, sau Rule of Law vizează numai abaterile grosiere, cele care chiar sunt strigătoare la cer? Mai întâi, legat de MCV, două cuvinte. Nu știu dacă poate fi numit un balaur MCV. În orice caz, a fost unul cele mai importante dosare ale României în relația cu Uniunea Europeană. A fost important pentru că MCV mergea direct în inima UE, adică în nucleul de valori fundamentale. MCV era legat de independența justiției, de funcționalitatea ei, de regula de drept sau statul de drept, de integritatea în funcțiile publice, de combaterea corupției, a crimei organizate. Uniunea Europeană, înainte de a fi o piață unică, e o uniune bazată pe valori. Nu cred că am întâlnit lider european, comisar, președinte de comisie, ministru, care să nu sublinieze în toate discursurile faptul că Uniunea Europeană este o uniune bazată pe valori. Și că niciun alt domeniu nu poate fi conceput fără aceste valori. Ori, existența MCV însemna, în alte cuvinte, că noi nu suntem în linie cu ceilalți europeni din perspectiva acestor valori. Și nu eram. Putem discuta lucrul ăsta, de la ce moment... Când erați în opoziție, spuneați lucrul acesta. De la ce moment am început să fim. Cert este un lucru că la momentul aderării la Uniunea Europeană, asta a fost evaluarea acceptată de România. Acceptată de România. Prin urmare, persistența MCV punea România permanent în această postură, care o împiedica să-și dezvolte plenar acțiunile, interesele în terțe dosare. De aceea a fost important ridicarea MCV. Ați pomenit de mecanismul Rule of Law. El are, dacă vreți, o filozofie extrasă din MCV. Numai că e o diferență fundamentală. Este extins la toate statele membre. Dar este osită la fel de fină? Vă întreb din nou, analiză la fel de fină pe instituții și reglementări, cum o făcea MCV-ul? Dacă îmi permiteți, în două minute, am să vă dau citire, inclusiv din perspectiva necesității României de a ridica MCV, să vă citesc câteva recomandări din Rule of Law. Sistemul de numire a șefilor în justiție trebuie să fie eliberat de control politic. Problema resurselor sistemului judiciar rămâne o preocupare. Investigațiile de corupție la nivel înalt sunt lente. Judecățile în aceste cauze trenează.
Pot să mai citez. Vi se par dure aceste observații? Depinde, mie mi se cum, par se face, dure. Depinde cum se face evaluarea, pentru că în cazul MCV se făcea o evaluare cu, foarte, cu o echipă care venea și lua instituție cu instituție. La fel se face, dar altceva vreau să spun. N-am citat din raportul României. Am citat raportul unui stat terț. Nu are importanță care. Am extras 4 state și le-am analizat, am aici fișele lor. Și sunt observații pe care pot să continui să le citesc. Sunt state care au în continuare probleme elementare de legislație, pe care România le-a depășit de mult. Au probleme cu sistemul de numire a șefilor instanței. Dar să revenim la România. La au probleme de formare a Consiliului Judiciar. Ah, au okay. probleme în mass media, cu amenințări la adresa jurnaliștilor. Aceste observații erau scrise la momentul la care România avea un MCV, ceea ce nu mai era firesc. Era paradoxală situația. MCV-ul despre justiție, despre echitate, despre dreptate, devenise nedreaptă. Deci în cazul rulor vor veni acele echipe care vor face... Există același sistem pentru toate statele, cu echipe de evaluare, cu rapoarte de progrese, cu discuții între Comisia Europeană și... statul membru, prin intermediul Ministerului Justiției, dar nu numai, quasi același lucru, să spunem, dar cu altă relevanță. Ați spus că MCV-ul lovea și viza independența și funcționalitatea sistemului judiciar și ne punea într-o lumină proastă din acest punct de vedere. Ridicarea MCV a venit în contextul, aș spune eu chiar legat, de intrarea în vigoare a noilor legi ale justiției. Sunt voci care susțin, și printre ele mă număr și eu, ca să clarificăm acest lucru de la început, că ați construit prin aceste legi și mai ales abandonând forma inițială pe care ați anunțat-o în iunie, ați construit prin aceste legi un sistem feudal, în care președinții de instanță capătă niște puteri foarte mari, devin un fel de baroni. Numesc vicepreședinții de instanță, practic, ei propun ce CSMEI acceptă. La fel se întâmplă și cu președinții de secție și de aici controlează colegiile de conducere ale instanțelor și de aici puterea este totală, inclusiv aceea de a putea muta un judecător dintr-un complet în altul, dintr-o secție în alta, după cum dorește președintele instanței. Iar acest lucru, mulți consideră că este un sistem care periclitează independența justiției și implicit actul de justiție. Ce înseamnă sistem feudal? Ce înseamnă faptul că președintele controlează colegiul câtă vreme colegiul este ales de adunarea generală? Cum poate colegiul impune este, un președinte? Nu, nu, nu. Colegiul este ales de adunarea generală numai în ceea ce privește 3 dintre membri. În rest, președintele care are și drept de veto în caz de egalitate de voturi. Bun, este, hai să o luăm metodic. Vicepreședinții și președinții de secții sunt propuși de președintele instanței CSM-ului, care CSM-ul... Este un subiect. Eu recunosc acest lucru. Asta vă reproșați de altfel și Comisia de la Veneția, să ne înțelegem. Printre vocile acelea este și Comisia de la Veneția. Haideți să vedem care e reproșul. Este un subiect. Problema puterilor, atribuțiilor președinților de curți, de instanțe, nu e specifică doar României. Este o chestiune care este dezbătută la nivel european, este rezolvată de legislația statelor membre în vari formule și în diverse echilibre. Am căutat în timp ce expuneați dumneavoastră subiectul, fișa unui alt stat de frunte în Uniunea Europeană, în care se arată exact această poveste, această problemă, preocupări legate de modul în care este atribuită puterea în sistemul judiciar între președinții de curți și atribuțiile lor. Powers of the President of Courts. Mai mult decât atât, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni s-a pronunțat asupra acestui subiect și aș vrea să vă citesc, dacă îmi permiteți, 2 paragrafe din acest aviz, avizul numărul 19 din 2016, care spune așa: Consiliul recunoaște că funcția de conducere a președinților de instanță variază de la un stat membru la altul. Există totuși o tendință generală către extinderea atribuțiilor de conducere ale președinților de instanță.
Acest fapt este un rezultat al cerinței de a oferi servicii mai bune justițiabilor societății, reflectând opinia generală conform căreia președinții cu astfel de atribuții pot îmbunătăți performanța instanțelor judecătorești. Consiliul insistă asupra faptului că diferite modele pot fi concepute. Da, domnule ministru, dar pe de o parte, nu există boală, există pacienți. De aceeași boală sunt pacienți. Pe de altă parte, spuneți-mi noastră cum se îmbunătățește actul de justiție prin puterea... Deci prima concluzie este aceea că este un subiect care e dezbătut la nivel european. Nu există o rețetă universală, nu există o rețetă generală acceptată. Fiecare stat își concepe sistemul lui. A doua concluzie, spusă chiar de Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, este că tendința este de a consolida atribuțiile șefilor de instanță. De ce? Pentru că, la urmă, un organism, numai că e reprezentat de șeful său, dar își desfășoară activitatea sub aspect administrativ în măsura în care are un manager competent, un șef competent. Al treilea lucru care spune, dacă vom examina atribuțiile șefilor de instanță, sunt în principal de ordin administrativ. Să fie limpede, niciun articol din legile justiției nu transferă, nu instituie în sarcină, în puterea președinților de instanță sau vicepreședinților vreo posibilitate de ingerință în dosarele judecătorilor. Să vă dau un exemplu. A călor independență este garantat. Sigur, domnule ministru, da. N-am încheiat, dacă îmi permiteți, da? Toată această argumentație pe care o faceți și dumneavoastră și au făcut-o și critice acestor soluții, pleacă de la un proces de intenție. Pleacă de la premiza că acest șef de instanță au o moralitate îndoielnică, au o integritate îndoielnică, sunt membrii ai unor rețele, nu. S-a scris în sensul ăsta. Respin categoric acest proces deci de intenție, cel puțin premisa, pentru cazul meu. Vă mulțumesc. Putem pleca de la premiza că managerii de instanță sunt oameni cu experiență, cu responsabilitate, care sunt judecători independenți. Eu nu pot să plec ca ministru de la premiza. Domnule ministru, putem pleca de la premiza că puterea corupe? Da, și cu cât puterea e mai mare, cu cât e absolută, corupe de aceea absolut. Avem instituții care se ocupă cu combaterea corupției. Nu corupție în sensul acela, ci puterea corupe, nu în sens de corupție în sens penal, ci îndeamnă la abuz. Când un președinte de instanță, prin faptul că își controlează colegiul, poate să mute orice judecător dintr-un complet într-altul. Dacă un colegiu blochează un președinte de instanță să folosească 19 poziții alocate pentru și judecătorii aceia sunt de rea credință, nu mai sunt oameni de, nu cum timp de 3 ani de zile, cum se întâmplă la o instanță aici în București. Pentru că pur și simplu nu vor să muncească mai mult. Judecătorii aceia din colegiu nu sau sunt niște președintele oameni foarte în regulă? Sau când curți explică unei secții de la înalta curte că ar putea să dea o mână de ajutor unei secții, cum să spun, din punct de vedere al dreptului, înrudite, da? Și ți se spune, nu ne interesează. Cum vi se pare treaba asta? Mi se pare că e vorba dacă, tot de judecătorii despre care dumneavoastră spune... Dacă ministru cu zeci de judecători care îți spun, știți, e o problemă, nu prea să mai muncesc pe aici și pe acolo și liderii nu prea au autoritate. În alte cuvinte, ridicând nivelul, trebuie să te uiți și la ce are nevoie mai mult sistemul în momentul la care legiferezi și pe o plajă de câțiva ani de zile. Eu cred, alături de alții, nu numai eu personal, ci și echipa de la minister, CSM, da? Oameni din sistem, cred că în acest moment sistemul are nevoie de coerență, are nevoie de mai mult travaliu, are nevoie de asumare responsabilităților, are nevoie prin autoritarism, de o nouă emulație, dacă prin vreți. Prin concentrare de putere absolută? Prin concentrare de responsabilitate. Prin concentrare de putere deocamdată. Aici. În plus, judecătorii aceia din colegiu de care spuneați că se opun, sunt aceiași judecători de care plecăm de la aceeași premiză, că sunt oameni de bună... Poate ei aveau dreptate să blocheze, nu? Au ajuns să se judece. Audiatele, tautul, altele apar, nu e așa? Colegilor. Deci, ce vreau să spun? Există argumente și pro și contra. În favoarea sau în defavoarea oricăreia dintre soluții. Mai puțină, până acum au avut mai puțină putere. În fond, nu le-am atribuit prea multă le-ați atribuit puterea competență. Totală, nu, total. Ba da, când spune în momentul total, care controlezi colegiul de conducere și poți să muți judecătorii cum vrei într-o parte, într-alta. Până la urmă, sistemul asta spune. Este asta spune sistemul? Da, uitați-vă la avizul, CSM, el reprezintă sistemul. Eu nu pot să... Ajungem și la CSM, domnule ministru, imediat. Nu puteți să-mi cereți ca ministru să discut
cu intermediari alții decât cei împuterniciți de lege, aleși de colegilor și așa mai departe. Veți face că modificarea pe care vă cere Comisia de la Veneția, și anume ca și vicepreședinții de instanță să fie aleși din nou prin concurs, așa cum erau înainte. Este o solicitare a Comisiei de la Veneția. Ce aș vrea să menționez în legătură cu Comisia de la Veneția, pentru că de asemenea am fost supus unui tir de critici în legătură cu faptul că nu cerem avizul Comisiei de la Veneția. Nu, asta vă întreb, de să nu revenim la momentul cererii avizului. Contextul. Pentru eu vă întreb când le puneți în aplicare. Natura relațiilor între ministeri. V-ați angajat de altfel să spuneți asta. Comisie de la Veneția, care e una totuși cu totul constructivă și colegială. Absolut. Noi am fost în contact cu Comisia de la Veneția și am consultat-o în momentul în care aveam pe ce consulta. Nu pe drafturi anterioare care urmau să fie modificate. Nu v-am întrebat și nu aveam intenția să vă întreb acest lucru. Vă întreb când puneți în aplicare Comisia de la Veneția ne-a făcut un număr de 4 recomandări. Pe lângă 18 sublinieri pozitive. Absolut, ale proiectelor, da. Plus concluzia generală, că se îndreaptă, altfel nici nu cred că era posibil să obține rezultate. Să ridicați MCV-ul, da. Dar pe asta când o puneți în aplicare? Sau puneți? Sunt recomandări, dacă vreți, de oportunitate mai degrabă. Nu vizează deficiențe tehnice ale legii sau care se abat de la principiul independenței justiției. Le luăm foarte în serios și foarte la concret vă spun că ceea ce intenționez să fac este să alcătuiesc un mic colectiv, un panel, dacă vreți, cum se spune, la nivelul Ministerului Justiției, format din 2-3-5 experți de prim nivel, de o reputație incontestabilă în lumea juridică și judiciară, care nu sunt implicați nici în ramura executivă, nici în cea a puterii judecătorești în acest moment în activitate, care să analizeze la rândul ei această opinie redactată la rândul ei de 3 experți, unul din Franța, unul din Suedia și cel de-al treilea, dacă nu mă înșel, din Finlanda, care experți români știu foarte bine realitățile sistemului judiciar, știu și drept, știu și drept comparat, au și o probitate care să-i ferească de orice suspiciune că ar fi foarte receptiv sau excesiv de receptiv la doleanțele unui ministru sau altuia. Și care să dea la rândul lor o părere. Faceți o comisie peste Comisia de la Veneția. Nu, dar este o comisie în dialog cu ministerul ca să putem avea la rândul nostru o greutate în plus atunci când discutăm cu Veneția. Cert este că noi n-am spus nu. N-am spus, dar la acele recomandări ne uităm la ele. Am scris Comisiei de la Veneția, sunt în legătură cu această comisie. Acum aveți deja saci în căruță, și dacă toate părerile rezolvate. Da, asta nu înseamnă că, tocmai având, cum spuneți dumneavoastră, saci în căruță, noi am continuat același nivel de dialog și cu Comisia Europeană și cu Comisia de la Veneția. Și eu cred că într-un orizont cât se poate de rezonabil, vom avea o opinie și ne vom pronunța. Și dacă e nevoie să receptăm în legislație una sau alta dintre recomandări, nu o să ezităm să facem acest lucru. Am înțeles. Mai e o chestiune, nu vreau să discutăm doar despre legile justiției, mai e o chestiune care a fost considerată foarte toxică în aceste legi. În primul draft, care reprezenta viziunea dumneavoastră asupra sistemului judiciar, a ministrului și a Ministerului Justiției, în concursul pentru promovarea la Înalta Curte, concursul era organizat de Institutul Național al Magistraturii. Da. Ați renunțat spunând că CSM este garantul independenței, organismul reprezentativ. Ok, am înțeles explicația aceea. Dar n-ați lăsat sistemul cum era. Adică, la cererea CSM, candidații care ar urma să promoveze la Înalta Curte nu mai primesc de la secție o notă motivată. 6 pentru că n-aș tuta aia, ci primesc un vot secret. Este o opacizare a procedurii de accedere la Înalta Curte, ale cărei atribuții sunt covârșitor de importante. Ce aș putea spune invers, că este o protecție dată celui care își exprimă opinia, că nu este spus unor presiuni, unor influențe, unor recomandări suplimentare. Un vot secret, da. O notă nemotivată, un vot nemotivat, da, cum poate să fie așa ceva? Este o selecție făcută pe baza unui interviu, pe baza unei analize, unor lucrări. Nici nu poți să contești de așa ceva, și, domnule ministru. Soluția a rezultat din dialog nu atât cu CSM a respectiva soluție, cât cu Înalta Curte. Și argumentul care mi-a fost adus și l-am găsit întemeiat a fost cel de drept comparat. De altfel, este un argument pe care l-a avut în vedere și Comisia de la Veneția.
Toți v-ați vorbit de ea. E bine, opinia Comisiei de la Veneția asupra acestui punct, reclamat vehement de către criticii proiectelor, a fost că acest sistem de promovare este în linie cu ceea ce este în standardul european. Cu vot secret. Modalitatea în ansamblu, nu, eu mă refer la un lucru anume. Ok, am înțeles că ați renunțat la INM, că garantul, că așa. Deși, mă rog, nu sunt de acord cu asta, dar trecem peste. Știți de câte ori e menționat INM în legile justiției? Peste 200 de ori. A, da, dar la și alții. Nu acolo se publică anunțurile de concurs. Acolo. Este implicat în tot ce înseamnă selecție, în limita competențelor. Competența lui este tehnică de a furniza expertiză Consiliului Superior al Magistraturii. Domnule ministru, dar un concurs prin esența lui trebuie să aibă niște rezultate transparente. Dar este o examinare transparentă. Când tu candidat și tu societate, este transparent, că e în văzul lumii, deci nu e... Nu e în văzul lumii evaluarea, poate să fie în văzul lumii, dar tu nu-i mai dai, cum era înainte, măcar atât, o notă motivată. Erai obligat să o motivezi, ceea ce te responsabiliza. Nu se mai pun note judecătorilor la înalta curte, nicio curte. Se dau voturi secrete. Democratică. Se dau voturi secrete. Uneori nici atât, să numește de către un șef de stat. Eu vă arăt tot raportul Rule of Law. Păi alte sisteme democratice. Repet, nu există bolnav, sistemul nostru este, cum să spun, garnisit de garanții pe care în alte legislații nu le găsim. Nu sunt... De ce trebuie să plecăm de la premisa că noi tot timpul trebuie să fim inferiori altora? Nu inferior. Înțeleg. Și sau având în vedere suspeciunile care au existat... Sau procese de intenții, pentru ce? Nu, eu nu pot să judec ca ministru sistemul judiciar românesc altfel decât îl judec pe cel, nu știu, luați orice stat din Uniunea Europeană. Am mai spus, nu există bolnavi, nu există boli, există bolnavi. Considerați dar este această o dominantă europeană care se cheamă standard european și eu vă spun că noi suntem peste acele standarde. Ok. Sunt state cu o reputație impecabilă în materie de justiție și nu numai, care la ora asta își pun problema să scoată numirile de șef de înaltă curte, de curs de apel, de parchete, din competența exclusivă a politicului. Există un stat în Uniunea Europeană în care se pune problema acum de a se modifica legislația pentru ca măcar jumătate din membrii Consiliului Judiciar Superior să fie aleși de către magistrați. Domnule ministru, hai să nu mai facem comparații cu state în care procurorul care anchetează are 62 de ani și la noi este la pensie la 50 de ani. Vă propun s-ar să putea trecem... și comparația să fie în favoarea celor noștri, să știți. Vom discuta și despre asta imediat. Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM. Suntem în Piața Victoriei într-o discuție încinsă cu domnul ministrul al Justiției Cătălin Prădoiu. Domnule, mi-e orice discuție legată de justiție. Domnule ministru, ați lansat lansarea procedurii pentru numirea procurorilor șef. Dumneavoastră i-ați propus pe cei care își încheie acum mandatul, minus doamna Osu, care nu-și mai încheie mandatul și l-a încheiat prin demisie atunci când soțul domniei sale a fost condamnat penal. Și ulterior achitat. Sunteți... Am putea spune că doamna Hosu și-a dat demisia de onoare, cu adevărat de onoare, pentru o ipoteză care nu s-a realizat. Eu am final menționat doar că doamna Hosu nu și-o încheie mandatul în acest moment, da. Spre deosebire de ceilalți pe care i-ați propus acum 4 ani. 3 ani. Sunteți mulțumite de activitatea procurorilor șef, celor 3 procurori șef, 2, mă rog, și doamna, pe doamna Pâțu, care conduce acum, de fapt, tot dumneavoastră ați propus-o pentru adjunctă, prima adjunctă a DICOT-ului. N-aș putea spune că am nemulțumiri, sau cel puțin nemulțumiri flagrante. Pe de altă parte, aș vrea să precizez, din păcate sau din fericire, nu știu cum, fiecare consideră în ce fel dorește, n-am avut ocazia să lucrez pe durata întregului lor mandat. Și contează foarte mult acest lucru. Pentru că, deși ministrul justiției nu este și nu trebuie să fie implicat în activitatea operativă a procurorilor șef sau procurorilor de caz, totuși Constituția stabilește în dreptul ministrului justiției, printr-un text de principiu, o autoritate, hai să spunem, nu numai morală, ci și una de a direcționa la nivel strategic activitatea Ministerului Public și în funcție de asta de a aștepta anumite rezultate. Sigur că întotdeauna e loc de mai bine și aici nu mă refer la persoane, mă refer la sistem. E clar că Ministerul Public are nevoie și nu are nevoie de el de azi numai în momentul acesta, ci ca urmare a diversificării activităților infracționale, a creșterii complexității vieții sociale,
a problematicii criminologice are nevoie permanent de ridicarea nivelului de ripostă. Răspunsul deci este că nu sunteți flagrante. Nemulțumit. Evident, dacă aș fi avut o nemulțumire flagrantă, n-aș fi ezitat să utilizez mijloacele constituționale și legale care îmi stau la dispoziție. Cum n-am făcut uz de ele, înseamnă că activitatea se desfășoară în parametri normali. Că vrem mai mult, sigur. Toți vrem mai mult și mai multă performanță. Permiteți-mi să vă dau două exemple în cazul domnului Scutea și am să vă rog să-mi spuneți dacă sunteți mulțumiți și de ele. Azi, mâine, se face un an de când noua formulă care a luat locul defunctei secții pentru investigarea infracțiunilor din justiție este în funcțiune. În octombrie, după 5 luni de funcționare acestei noi formule, procurorii specializați pentru anchetarea magistraților în cadrul secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului general, parchetul Înaltei Curți, au întocmit 0 rechizitori. Da, au procesat peste 1500 de dosare. Și acum nu trebuie să avem o normă, musai trebuie să avem și probabil că vor apare și rechizitorile. 5 luni niciun, păi, măcar uitați, un de accident de mașină. Eu am luat această evaluare în etape. Întâmplarea face ca astăzi doamna Scutea să fie organizat o videoconferință cu procurorii desemnați în acest nou sistem de competențe după desfințarea SIJ. Și am fost invitat să particip o perioadă scurtă de timp, evident, în partea de început, în care nu s-a intrat în discuții de dosare, de n-am drept să particip. Am stat fix 10 minute în videoconferință și ceea ce le-am spus procurorul, vă spun și dumneavoastră acum și publicului dumneavoastră. Aceste dosare au fost procesate în diverse tipuri de sistem. Da? Întâi a fost DNA, apoi SIJ, acum sistem de competențe după desfințarea SIJ. Nu, să ne înțelegem, vorbim competența de zile, e mai largă decât ADN-ului. Nu sunt mai infracțiuni de corupție. Ce vreau să spun este că, în linii mari, vorbim de ani de zile în care s-au acumulat în jur de 7.000 de dosare. În 5 luni de zile, pentru că efectiv 5 luni au operat acești procurori, au procesat peste 1.500 de dosare. Cu tot, cu preluare, cu inventariere, cu parcurgere, cu studiu de zeci de volume. Bun, că se întâmplă să fie 0 rechizitorii, nu este neapărat ceva care, să spun, nu trebuie să ridice un semn de întrebare. Eu nu spun lucrul ăsta. Dar nici nu trebuie să fie un detaliu care să conducă automat la o concluzie greșită. Eu estimez că pentru primul an sau primele luni de activitate a acestui sistem, ceea ce era important, cel puțin din punctul meu de vedere, este ca el să funcționeze, să înceapă să proceseze dosarele. Doi la mână, să nu avem surprize neplăcute, așa cum am avut imediat ce a fost înființat SIJ, respectiv căi de atac retrase după ce în prealabil fusese reformulate păi de DNA, erau ce dosare închise cu notorietate, da? Am dus. Bun. Ei, există însă un alt nivel de așteptare în acest an și asta le-am spus-o procurorilor. Și anume, în acest an vom vedea dacă acest sistem este cu adevărat funcțional, dacă procurorii care au fost desemnați, într-adevăr, pot demonstra că pot să-și asume astfel de responsabilități sau dacă nu trebuie să reevaluăm puțin situația. Ați spus că au procesat dosare, vă dau un singur exemplu, pentru că este notoriu, despre el știm. Doamna Căruța Căveșii are 3 hotărâri ale Înaltei Curți. Nu discutăm aici de solicitări ale persoanei anchetate, ci vorbim de 3 hotărâri în altei curți care cereau procurorilor, întâi SIJ, apoi procurorilor SUPC din cadrul parchetului general, să dea o soluție. Clasare sau trimitere în judecată, să facă ceva cu dosarul. Nu s-a întâmplat nimic, parchetul general a ignorat conducerea doamnei Scutea aceste hotărâri în altei curți și acum s-a mai dat de încă o hotărâre. De ce spuneți a ignorat? Pentru că n-a rezolvat problema. Asta nu... Ce înseamnă să fie rezolvat problema? Să dea o soluție. Ce a cerut în altă curte? Deci eu cred că înainte de a da o soluție, trebuie să și studiez dosarul. Dacă în alta studiez, curte nu înseamnă cerut. Că îl ignori. Din câte știu, și eu nu intru în așa. Detalii de dosar, nici măcar ale doamnei Chioveșii, din câte știu, s-a lucrat la acest dosar prin 2 procurori care s-au succedat, unul s-a pensionat sau, în orice caz, a ieșit din atribuția aceasta de a procesa dosarul. Și acum avem, sau, mă rog, lucrează un alt domn procuror sau doamnă procuror, nu știu exact, încă nu mă amestec în detalii, nu v-am cer detalii, care trebuie să parcurgă și să studieze, nu știu, un volum de câteva... Vorbim de hotărârea în alte curți. Da. Nu discutăm de răspunsul la o petiție Eu nu vreau să spun că trebuie ignorată hotărârea în alte curți. Da. Asta eu am corectat doar
Concluzia noastră că a fost ignorată hotărârea în altă curte. Păi, câtă vreme n-a fost pusă în aplicare? Din câte informații am eu, nu a fost ignorată. Și fără îndoială, dat că faptul că nu e ignorată, sunt convins că la un moment dat vom avea și o soluție în acest dosar. N-a fost respectată. Cred că suntem amândoi de acord cu acest verb. Sunt de acord cu dumneavoastră că... Sunt de acord cu dumneavoastră că această hotărâre trebuie dusă la îndeplinire cât mai rapid cu putință, dar nu cu prețul sacrificării calității actului procesual de anchetă. Există o hotărâre judecătorească semnată de doamna judecătoare Francisca Vasile, care explică exact motivele pentru care dosarul trebuie închis de pe scaun și are un an și ceva. Nu permis să comentez hotărârea judecătorească. E publică. Știu că e public, nu-mi permis să comentez. Sunt de acord cu dumneavoastră că e nevoie de celeritate, e ceea ce am subliniat și eu astăzi procurorul. Și de respectarea hotărârilor în alte curți. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dacă tot vorbim absolut de... Absolut de acord. Legea s-a schimbat? În cazul numirii, procedurii numirea procurorilor, avizul CSM pe care îl primește propunerea noastră, pozitiv sau negativ, se întoarce tot la dumneavoastră, iar dumneavoastră, Ministrul Justiției, aveți posibilitatea să mergeți mai departe cu propunerea către președinte sau să o retrageți și să o luați de la capăt. Trebuie să procedezi la o reaudiere dacă este negativ. Deci puteți merge... Este o soluție pe care am propus-o eu personal, ca să echilibrăm această balanță între Ministrul Justiției, secția pentru procurări. Întrebarea e de principiu. Cum vă veți raporta la avizul CSM? Data trecută, două dintre avizele negative... Bun, n-ați mai avut ce să faceți, nu s-au mai întors propuneri la dumneavoastră, dar ați ripostat la ele. De această dată, de ce am ripostat? Pentru că citind acele avize, n-aveau decât foarte puțină legătură cu fondul problemei. Se transformaseră în cu totul și cu totul altceva. N-aș vrea să comentăm acele avize. Spuneți-mi cum vă raportați de principiu la această dată. Eu am fost cel care am propus această soluție cu reaudierea. Vă dați seama că iau în considerare în cel mai înalt grad avizul CSM. De aceea am și pus în lege această soluție. Am propus-o și Parlamentul a acceptat-o, a votat-o, de a fi obligat Ministrul Justiției să reaudieze candidatul în cazul unui aviz negativ. Ori această reaudiere nu este un exercițiu formal. Ea se face în public. Presupune... să spun, o presiune suplimentară pe candidat, o verificare suplimentară, care, atenție, nu se face doar de către Ministrul Justiției, o comisie acolo. O comisie care are un rol consultativ, de la... are Da, totuși, pun întrebări, întreabă, nu e așa simplu. Niciun ministru nu își va putea asuma o propunere care este în flagrant dezacord cu realitatea performanței din teren. Să precizăm că nu e obligat să țină cont de ea, dar spuneți că nu-și va asuma ca responsabilitatea funcției. Este o comisie de interviu care îl ajută pe ministru să facă o evaluare cât mai severă. Ați inițiat, mulți ar spune în sfârșit, modificarea codului penal și a codului de procedură penală și ați introdus cel puțin în codul de procedură penală o surpriză, aș spune eu, plăcută pentru sistemul judiciar, și anume acea recuperare a mandatelor de siguranță națională, folosind portița pe care a lăsat-o Curtea Constituțională, și anume că ele pot să fie folosite și în alte cazuri decât cele care privesc strict siguranța națională, cu condiția să existe o procedură de contestare a lor. Asta a vrut Curtea. Și ați introduce acea procedură de contestare a lor. Numai că acolo este o problemă. Și am să vă întreb dacă ați luat-o în calcul. Mandatele de siguranță națională sunt emise de un judecător al înaltei curți, iar judecătorul care va evalua această legalitate a lor poate să fie un judecător de judecătorie sau de tribunal. E procedural în regulă? În primul rând aș dori să subliniez că acest proiect de modificare a proiecte de modificare a codurilor penale și cod de procedură penală nu fac altceva decât să reflecte voința Curții Constituționale, care de altfel trebuia pusă în operă de către Parlament. Așa spune Constituția. Legiuitorul trebuie să facă asta în 45 de zile. Deci nu este un proiect clasic, să spunem, emanat, creat de Ministerul Justiției ca o expresie a unei politici penale sau noi politici penale, ci este pur și simplu o traducere, o transpunere în texte legale a prescripțiilor din deciziile Curții Constituțional. Inclusiv în această materie, mandatul de siguranță națională, nu am făcut decât să introducem o procedură de contestare a acestor probe obținute în astfel de mandate. Deci, desfid toate speculațiile care s-au făcut în legătură cu faptul că se recrează binom, trinom și așa mai departe, nu despre asta e vorba,
ci este vorba de a duce la îndeplinire strict voința Curții Constituționale. Iar în ceea ce nu este o vulnerabilitate, pentru că, știți că am studiat, inclusiv azi am discutat cu experții din minister, inclusiv Curtea Constituțională, printr-o decizie din 2019, 372, acceptă acest principiu, și anume ca judecătorul de cameră preliminară să poată verifica legalitatea emiterii acestor mandate, administrării probelor la modul cel mai general, chiar dacă ele au fost făcute în baza unui mandat emis de un judecător de înaltă curte, pentru că este un principiu al specialității funcției de anchetă penală. Și atunci, nu văd nicio contradicție între această ierarhie între judecători și specializarea lor funcțională în cadrul procesului penal. Domnule ministru, pe doi, mai avem... Și nu că nu văd eu, nu vede Curtea Constituțională, nici în decizia 55. Curtea nu și-a pus această problemă. Deci, de ce să creăm una artificială? Nu înțeleg. Mai avem un minut. Doar da. Mai avem un minut. Sunteți unul dintre miniștrii care ar urma în mai să intre la rotativă, adică Ministerul Justiției să se ducă la PSD. Da. Două întrebări. Se va face rotativa 1 și 2, vă doriți să păstrați ministerul? Vă doriți să rămâneți la conducerea ministerului? Veți rămâne la conducerea ministerului? Eu sper că auditorii noștri nu și-au pierdut simțul umorului. Întrebarea noastră mi-a evocat un banc. Bancul cu Ardeleanu, care prindea purici cu acu și îi punea într-un borcan. Și prietenul l-a întrebat, de ce nu pui borcanul peste purici? Și l-a spus, dragă, să poate și așa, și așa. N-am eu de unde să știu cum să face rotativa. După cum știți, eu nu mai am funcții în Partidul Național Liberal de mult. Nu sunt implicat în discuții politice, îmi văd de minister. Sunt alții care discută aceste subiecte, care au fost investiți cu votul colegilor. Ca vă doriți să rămâneți? Politică răspuns politically corect. Și vă doriți să rămâneți ministrul Justiției? N-am reflectat la acest lucru. Nu pot să spun că nu dorm noaptea de grija că nu rămân. Domnul Ciolacu, v-a lăudat președintele? Îi mulțumesc, nu numai dânsul, mulțumesc tuturor celor care au sprijinit ministerul în anul trecut. A fost un an foarte greu și vreau să spun aici ca ultimă intervenție în emisiunea dumneavoastră. Tot ce a obținut Ministerul Justiției anul trecut n-ar fi obținut fără sprijinul politic al coaliției și eu nu spun gratuit acest lucru. Fără sprijinul parlamentarilor, fără sprijinul aparatului, fără sprijinul CSM, a fost un efort colectiv. Deci eu sunt conștient de acest lucru, sunt suficient de, dacă îmi permiteți, trecut prin tot felul asta de să spun, provocări ca să nu știu că nu poți să obții niciodată un rezultat singur, de unul singur. O încheiere de autentic om politic. Mulțumesc, domnule ministru al Justiției Cătălin Predoiu. Mulțumesc pentru prezența în Piața Victoriei. Prieteni, rămâneți cu Europa FM. Ne reauzim săptămâna viitoare. Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.